Alături de noi îl avem pe domnul consul onorific Silviu Sofronie și îi spunem bună ziua din partea basarabeni.ro. Bună ziua! Deci am aflat că ați fost primul legător din partea de la secția de votare Timișoara și am dorit să vă întreb cum merg lucrurile, căci ați monitorizat mai în cea mai mare parte votarea de astăzi. Primul din afara comisiei de vot, care sigur că au fost primii. Noi n-am putut fi altfel decât primii din cei care au deschis ușa. Procedeul de vot sau modalitatea de a vota aici este destul de bine pregătită. Este ușor de a găsi, ușor de a participa și de a-și expune părerea. Votarea merge așa, după câte văd eu și după câte am văzut până acum, liniștit, frumos și fără excese. Da, ne făceam griji că o să fie coadă. Și totuși e bine. Pe toți îi întrebăm pentru ce au votat. Unii au votat pentru schimbare, alții pentru viitor mai bun. Dumneavoastră, pentru ce ați votat? Păi pentru ambele, și pentru schimbare și pentru viitor. Păi cam asta două din vectorii principali. O schimbare spre bine și un viitor mai bun. Și atunci ambii vectori de fapt converg. Da, sunt intercalați. Ce le transmiteți celor care nu au votat încă? Un mesaj pentru ei? Mesajul este ca să participem ad maximum la vot. Cei care cunosc alți cetățeni, încă nu e târziu să-și mai mobilizeze pe cei de aproape, prieteni, colegi, știu eu, cunoscuți, care încă nu și-au expus părerea și îi invităm totuși să-și facă nu numai datorie, nu numai dreptul, dar să-și facă și datoria față de patrie prin a participa măcar la vot. Acum, dreptul fiecărui de a-și expune părerea. Da, aveți dreptate. Sper că ploaia de afară să nu-i sperie. Nu e nimic major. Deci vă mulțumim foarte mult pentru basarabeni.ro cu domnul consul Silviu Sofronie.